Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia leu. Dragile oaice, dragi lei, să vedem mesajele pe care să spun că le puteți primi din partea acestor cărți pregătite de mine pentru perioada 5-11 februarie, cum spuneam. Sper să aveți o săptămână deosebită, ca tot ceea ce vă propuneți să vă iasă foarte bine. Hai să vedem, dragii mei, la ce se referă mesajele. Veți găsi niște posibilități adiacente, vor veni în calea dumneavoastră niște soluții pe care la momentul la care ascultați această etalare nu le știți. E foarte interesant, între 2 și 4 februarie le căutați. Da, probabil că luni apar sau e vorba de 24 de ani ca vârstă sau 42, poate să fie un interval orar între 2 și 4 sau poate să fie vorba de ora 6 sau de 6 februarie, ori de 8 februarie de asemenea sau ora 8. În orice caz, vești bune pentru că apar aceste posibilități adiacente. Și merg mai departe la următorul mesaj pentru zodia leu. Și avem așa, dragii mei, avem proiecțiile. Parcă veți fi deschiși, mai ales în legătură cu persoanele din rac, scorpion, pești, să priviți cu atenție persoana din fața voastră, să aveți pur și simplu deschiderea, să nu etichetați, să nu puneți stereotipuri, să nu proiectați pe acea persoană un film așa cum ați vrea voi să fie, așa cum v-ar plăcea să credeți că este o persoană, ci pur și simplu să aveți răbdarea, deschiderea, să o observați așa cum este el sau ea de fapt. Și va fi foarte importantă această atitudine nouă a voastră. Să vedem în continuare ce mesaje mai primiți. Avem, iată, o sesiune de învățări din greșeli și de iertarea cuiva. Spune cartea, cu cât vei elibera și vei vindeca trecutul, cu atât vei putea experimenta mai multă dragoste în momentul prezent. Voi sunteți într-o neiertare, nu ați reușit să iertați o anumită persoană. E bine să învățați o anumită lecție și să vă eliberați de acea povară a neiertării. Să iertați, să doriți binele persoanei, să învățați lecția pentru a nu mai lăsa pe el sau ea să vă aducă anumite prejudicii. Și veți putea experimenta mai multă dragoste în momentul prezent dacă veți reuși să iertați și să învățați greșelile din trecut. Foarte frumoasă carte! Dragii mei, ce carte era aici? Era 24, da? 24, iată, 24 și la Lenormand. Vârsta, 24 sau 42. De asemenea, cum spuneam, zilele 2, 3, 4 februarie sau 6 februarie sau 8 februarie sau intervalul orar între 2 și 4. Ceva soluții adiționale, dar și suflet pereche. Aici văd un cuplu frumos, aici am un valet de cupe, adică poate fi o doamnă sau un domn din rac, scorpion, pești, văd îndrăgostire, văd o coincidență frumoasă, văd împliniri în cupluri, chestiuni de inimă, de emoții pe care le simțiți într-o reciprocitate care pur și simplu pare foarte evidentă. Veți găsi soluții să vă înțelegeți, da, pentru persoană, pentru această conexiune dintre voi doi sau veți cunoaște o persoană, dragii mei. Hai să vedem mai departe. Aș vrea să extrag deloc întâmplător anumite mesaje. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și să vedem în ce constau aceste mesaje. Dragii mei, văd aici un bărbat mai matur. Fie șaten cu ochi căprui, fie din taur, fecioară, capricorn. Și mai văd de asemenea aici o doamnă sau un domn
Deci aici era domnul din Taur, Fecioară, Capricorn sau Șaten cu ochii căprui. Și aici văd o doamnă sau un domn din Rac, Scorpion, Pești sau persoană blonduț-blonduță cu ochii căprui sau deschiși la culoare. Și văd, dragii mei, un dar de bani. Foarte frumos. Un dar de bani. De asemenea, din câte înțeleg eu aici, poate să fie și un cadou valoros. Mai văd o veste bună, dragii mei, poate de la ambele persoane sau de la una dintre ele. Cu acest șapte de inimă neagră, înțeleg că în curând veți avea, dragii mei, iată un drum de bun augur în timpul zilei până în asfințit sau în prima parte a zilei. Și fie că întâlniți această persoană, care poate să fie cu ochii verzi sau albaștri, un bărbat mai matur, fie vorbim de gemeni, balanță, vărsător sau persoane care să lucreze la anumite instituții de stat sau particulare. Deci să ia o decizie la un drum de zi, o decizie importantă. Foarte interesante sunt aceste prime mesaje și hai să vedem pentru perioada de luni până duminică cu ce anume, spre ce anume ne îndreptăm. Lucrurile sunt destul de interesante, dragii mei, și aș putea să văd pentru zodia Leu, da, care sunt predispozițiile. Voi folosi pachetul acesta din mijloc și hai să vedem. Pentru ziua de luni văd că sunteți în niște compromisuri sau sunteți în niște înțelegeri, în niște negocieri. Aici este o persoană, poate din gemeni, balanță, vărsător, cu care tot discutați, vreți să mai lase de la ea persoana aceasta, vreți și voi, dar să nu lăsați prea mult. Sunt negocieri aici, sunt situații, poate trio, aveți grijă la trio, la energiile acestea. Mergem pe ziua de marți, marți cu 3 de spade, deci de la 5 de spade, cu acest 5 de inimă neagră, de la 5 de spade ajungem la 3 de spade. Marți sunteți ceva mai clari, vă călcați pe inimă, sunteți cei care spuneți că obiectivitatea și raționalitatea trebuie puse la înaintare. Sunteți mai puțin romantici, mai puțin emoționali, dar se vindecă aici ceva. Atenție la relații trio, dragii mei, să nu dați curs acestora. Să nu dați curs unor trădări. Treiul de inimă neagră poate reprezenta însă și un moment de vindecare, da? În care înțelegeți, acceptați situația care a fost și mergeți mai departe, cum se spune, cu găsirea soluțiilor. Vai, ce frumos! Miercuri vine asul de cupe cu împăcări, cu dragoste, cu prosperitate, cu intersectări pe care le aveți cu persoanele din Rac, Scorpion, Pești. Împăcări, vindecări, dragii mei. Miercuri este o zi binecuvântată. Pentru joi avem 4 de monede. Joi veți fi puși pe economii. Sunteți persoane care vă uitați de 10 ori până când reușiți să tăiați odată, ca și croitorii, măsurați de 10 ori și tăiați odată. Dar vă văd cu acest 4 de monede și foarte chipzuiți, foarte puțin risipitori, da? Adică nu vreți sub nicio formă să lăsați de la voi, de la viziunea voastră, dar parcă ați vrea totuși să vă bucurați și de stabilitate. Veți face în așa fel încât să mergeți pe această stabilitate. Și avem și cartea de vineri, care vine, ce frumos, cu un 10 de cupe, dar și cu o roată norocului. Vineri este o zi binecuvântată. S-ar putea și din perspectiva unui săgetător care e în viața voastră sau unei persoane din Rac, Scorpion, Pești. Dacă joi aici, da, joi am văzut că sunt persoane din Taur, Fecioară, Capricorn, da, ele nu mai apar, dar parcă ce se întâmplă miercuri continuă vineri. Așa înclin să cred, e legat de familie, de prieteni. Hai să vedem weekendul. Acestea sunt cărțile dumneavoastră. Sâmbătă, asul de monede.
Văd aici, într-adevăr, începuturi de bun augur, niște cumpărături valoroase, cadouri pe care le primiți, relații cu tauri, fecioare, capricorni, dar și, în general, relații pe care le începeți cu foarte multă implicare și emoțională, și materială, și ca timp, și așa mai departe. Ce frumos, dragii mei! Dragii mei lei, aveți șasele de cupe. Duminică, o persoană cu ochii verzi din trecut vă impresionează, s-ar putea, da, să fie din rac scorpion pești, s-ar putea să fie o persoană din familia voastră de origine sau din grupul de prieteni, foști colegi, foști colegi de școală sau de muncă. Scuzele cuiva, sufletul acesta pereche care apare, își face prezență, își face simțită prezența, da? Veți face cunoștință poate cu o persoană nouă din semn de apă care să joace un rol important în viața voastră. Este destul de interesantă această săptămână, dacă în primele zile sunteți mai ancorați în realitate și în raționalitate, după aceea vă lăsați și emoțiile și interacțiunea și comunicarea cu ceilalți să vă acapareze emoția și să vă dea, cum să vă spun, o impresie a unei săptămâni reușite, care chiar așa sper să fie, ca și convingere. Vă îmbrățișez cu mare drag, vă pup, să aveți grijă de voi, să vă meargă bine din toate punctele de vedere și să ne revedem și la alte etalări. La revedere, să fiți ocrotiți și ocrotitori. Pa, pa!